Târziu, după spectacolul Găștii Zurli. Iar și mai târziu de atât, îi avem invitați pe cei de la Hara într-un concert eveniment, bineînțeles, de muzică de Crăciun, colinde și alte cântări asemănătoare. Sper că v-am lămurit. Dacă voi credeți că rezistați, noi suntem chiar pregătiți să vă oferim tuturor o mulțime de cadouri, de daruri. Eu cred în puterea ta cu adevărat. Super. Și copiii cred, nu-i așa? Vrei să facem împreună o magie? Atunci! Trulli, tu crezi cu adevărat în puterea lui Strunel? Fiți atenți! Hai să vină, vă dăm o șansă! Clăboțel Trulli, să le dăm o șansă, da? Întinde-l toți mâinile în față și copiii și oamenii mari și spune: tiribam, tiribum, zdrângănel să se transforme într-un brăduț. Acum, să vedem, îi iese magia sau nu iese? Atenție, da? Trageți-l! Trebuie să ne concentrăm! Cum? Că nu așa oricum! Tragem aer în piept! Îl dăm afară! Mai tragem o dată! Îl mai dăm o dată afară! Mai tragem o dată! Îl ținem acolo! Spatele drept, burta în față, nostru în vânt, mâinile în față și spunem împreună: tiribam, tiribum, zdrângănel să se transforme în brăduț acum! Lasă-ne lumina pe copii dacă se poate! Alergând prin toată casa, poate bradul se duce la baie, poate se duce în bucătărie. Nu da, și Maș Crăciunul să lase un cadou peste tot pe unde merge brăduțul. Că nu o să știe exact dacă se împrinde acolo sau acolo. Deci, zdrângănel, eu sunt mândră de tine, ești cel mai frumos bradus din lume. Aplauze pentru zdrângănel! Bravo! Mulțumesc! Iar noi trei suntem foarte generoși cu tentativitura. Haide! Să vă mulțumim!